Da, bună seara tuturor. De data asta un invitat care nu necesită nicio prezentare specială. Dați-mi voie și în numele dumneavoastră să-l salut pe fostul președinte al Federației Române de Fotbal, pe domnul Mircea Santu. Bine ați venit. Bună seara. Bine ați venit. Ne cunoaștem de mult. Pe lângă... De 51 de ani. De? 51. De 51 de ani? 1968. El știe mai bine, da. Ne cunoaștem de mult, am fost prieteni o vreme, ne-am certat, ne-am vorbit multă vreme, am ajuns și la tribunal, dar i-am zis întotdeauna Traian, pentru că pe Mircea Sandu îl mai cheamă și Traian, așa că nu o să fiu ipocrit să-i spun acum domnule președinte, nu o să-i spun Traian așa cum îi spun de o viață, de altfel și pe mine mă cheamă Traian, culmea, dar... Până să intre în fotbal în cartier, când era copil, lui Mircea Sandu toată lumea îi spunea Traian pentru că îl cheamă Traian Mircea Sandu și mi-aduc aminte că regretatul profesor Tomescu, care l-a crescut și care după aia tot un Traian. Tot Traian îi spune. Eu o să spun Traian sau domn președinte, depinde cum îmi vine. E mai plăcut Traian. Prima surpriză a fost în această dimineață când am dat telefon să confirm venirea și când Liza, soția ta, mi-a spus, era 8:30 dimineața, nu, e la sală. Păi, la 67 de ani vă mai duceți la sală? Te mai duci. Te mai duci, da, așa. Bine, s-a obișnuit așa. Merg de două ori pe săptămână, chiar și de trei ori, am o sală în apropierea ei. De casă, am renunțat să mai ajung la Mogoșea datorită modului de comportament al unor indivizi într-o investiție pe care am făcut-o, cum am făcut-o. La un moment dat te pregăteai la Mogoșea, da, când s-a schimbat regimul, să zic așa, nu te-au mai primit sau? Da, s-a închis poarta. Asta e, nicio problemă. Și mă duc la sală, îmi fac un program de o oră și 10 minute, un sfert, așa, cam 75 de minute. După care mă revigorez cu o sticlă cu apă, cu calciu, magneziu și cu minerale, cu lămâie și mă simt foarte bine. Da, deci înseamnă, deduc eu, trei ani, că ești ok cu sănătatea. Ai avut o problemă serioasă, știe toată lumea, dar, mă rog, da, să zic am 10 ani. Nu s-a intrat atunci în amănunte. Care a fost diagnosticul, de fapt? Am avut un cancer de rect. Cancer rectal. Cu metastaze... pe lobul mic al ficatului, două metastaze. Pe asta care l-ai operat? Am operat și mi-a tăiat rezecție jumate din... Deci partea aia bolnavă a tăiat jumate din lobul mic și l-a dat, până l-a dat. Cam 7 ore jumate a durat operația, am făcut pe chimioterapie... Pe care ai făcut-o în Franța, în la Franța, Lyon? La Nisa. La Nisa. Am așa? Făcut chimioterapie 3 luni, radioterapie... operația și încă 6 luni de chimioterapie. Și după care, mulțumesc Dumnezeu, mă simt bine, n-am recidivat. Sunt 10 ani. În august, în 2009, am descoperit. Deci în momentul de față nu e nicio problemă. Analizele nu merg în fiecare an la control. După în primii ani am mers la 3 luni, la 6 luni. Acum merg o dată maxim de 2 ori pe an, mai fac câte o coloscopie, mai fac câte o scanner. Sunt pe picioare. A costat mult tratamentul? A costat mult, sigur. În jur de 100.000 de euro, 100 și ceva de mii de euro. Tratament, operații, spitalizare. Era o zi de tratament, de chimioterapie, în jur de... Depinde, făceam o zi mai... o serie de medicamente mai puternice, o altă zi... un pic mai ușoare, costa cele două zile între 2 și 3.000 de euro. Pe zi? Mă rog, ciclul ăsta de două zile. Da. Da, deci, dar acolo punct ochit, punct lovit, pe fiecare boală în parte, deci nu un tratament. Una peste alta, Dumnezeu m-a dirijat, să zic așa, m-a condus să merg acolo și să fiu bine. Da, păi și eu am avut, știi, o intervenție la Laurent Duvar, lângă Nisa, pe colonie, adevărat. Da.
Dar... Nu, am avut o operație destul de grea, lungă, am avut și, cum se spune, trebuie să înțeleg cum e anus contra naturii, 6 luni de zile, am fost reoperat și pus în circuitul la loc, deci n-a fost mai complicat, dar am fost foarte bine susținut de familie și am fost foarte, cu o minte foarte puternică, am fost foarte puternic din punct de vedere mental. Psihic, mental, da, motivațional, aveam încă... nepoți, aveam deja un nepot născut în 2008, în 2010 trebuia să-mi vină asta mică Simona și am spus că trebuie să mă bucur de ei și mă bucur de ea. Era încă la UEFA, te-a ajutat, da, sigur, și UEFA? Că da. Nu, am avut... O asigurare medicală sau ce? Din păcate nu, acum am. Așa se întâmplă mereu. Da, da. Important este să descoperi în timp, să poți să intri pe mâna unor medici buni și atunci lucrurile se... De-aia controlul este obligatoriu. După 45 de ani să faci odată pe an un control, un RMN, un scanner, un sânge, o coloscopie, e obligatoriu. Adică tot omul trebuie să înțeleagă că, dom'le, nu mă duc să mă controlez sau nu mă controlez că mi-e frică să nu descoper ceva. Controlează-te că dacă descoperi în timp, da, ai, da, o șansă. Da, da, și fără... Apropo că vorbim de lucruri mai grave, îmi pare rău, uite că s-a prăpădit și Mihai Constantinescu, un om, vorba aia, cam din mijlocul nostru, așa, exact, cum a fost, da, și Dan Spătaru, spre exemplu, când am ajuns la Progresul în 70. Foști cefiști, băieți care, da, știau foști, fotbalul, da, și erau aproape de... Aproape Dan Spătaru, când am ajuns la Progresul în 70, unde erau Matei Gabirac și Mondoiu Grama, niște fotbaliști imei și așa. Paul Manta, portarul, îmi aduc aminte că m-am urcat în Margareta, aveam 17 ani și 10 luni acolo. Și ne-a cântat Păsărică, mută scuibul și te du. Adică lucruri care, așa... Bine, aia scurta perioadă de progres. Un an. După care te-ai dus la sport unde ai stat practic toată cariera. Cam toată viața. Afară de un final la Buzău. La Buzău, da. Deci am stat din 71 în divizia B la Progres, la Sportul Zențesc, până în 86. Spune-mi, Traiane, chiar era așa o echipă boemă? Cum, da, frumoasă. Superb. Adică mai beați un șpriț după meci sau mai beați uneori și înainte de meci? Cu două zile înainte mai beam, că după ar de vin. Dar nu se exagera. Nu era... Dar am avut un om care a coagulat foarte bine în jurul lui și nu numai el, Mac Popescu, dar erau și oamenii ăștia, Traian Ștefănescu, era Cornel Pacoste, lumea nu-i știe, Traian Ștefănescu era ministrul tineretului și sportului, ministrul tineretului sau șeful tineretului din România. Da, da, nu-i bine să-i lauzi, că tot mai da, comuniștii ăia care Cornel Pacoste, erau unii de ce, care chiar iubeau fotbalul și făceau ceva pentru fotbal. La Timișoara de Cornel Pacoste când era prim secretar, apropo el a adus și Păliță la Timișoara. Era Nistor, era, sigur, o parte dintre ei, din păcate, Liviu Colceriu, a venit de da, la da, Progresul da, da. La Sportul Zvențesc. Era murit în accidentul ăla de mașină. În accidentul ăla de mașină pe Valea Oltului. Niște oameni care au reușit să facă cu grupul ăsta de jucători cu un nivel intelectual destul de bun. Eu am prins Zaie Vasile, l-am prins pe Mățoanu, l-am prins pe Mircea Rădulescu, am jucat cu el în echipă. Da, 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 știu. Fundaș dreapta a jucat Mircea Rădulescu. Fundaș stânga. Fundaș stânga. Da, dreapta a jucat Cornel Jurcă. Gino Iorgulescu. Cu Dumitru Nicolae, cu Culda, cu Leșeanu, cu... Am avut o echipă, Giurgiu Vendea. După aia, cu Tavionescu, Romica Chihaia, Țolea. După aia a început să vină gașca mai tânără, adică Aurică Rădulescu, Gino Iorgulescu... Kazan? Kazan e mai mare era ca mine. Generația aia. Terheș, Bozeșan, Răposatu... Și s-a făcut o combinată între Sandu, Octavian Ionescu, Chihaia, Paul Kazan... Și ăștia, Munteanu 2, Gino Iorgulescu, Mihai Marian. Da. Avem niște imagini, acum te rog să te uiți dacă tu le vezi. Era un cuplaș din 85, când au fost pe fostul 23 august. Da. 100.000 de spectatori, da, stăteau oamenii și pe pistă. Am jucat cu Dinamo atunci și era Dan Petrescu arbitru și zic, ce mai faci acum, mai este că nu mai poți să ne arzi. Și i-am bătut 2-1 pe Dinamo atunci. Da.
Da, e, da, da. Fotbalul... De atunci e porecla asta de Nașu, nu? De când îi bătea pe Dinamo și pe Steaua. De că acolo, toată lumea a dat-o în șpăgi, că la noi cu șpăgile, cu corupția. Că vezi, Doamne. Nu, de când îi băteam pe ăștia, Ilie Grasu, fiul meu și era șef de galerie. Ilie Nașul, galerie. Nașul Dinamoești, Nașul Dinamoești și de la Nașul Dinamoești a rămas și Nașul. Da, a fost o echipă frumoasă, mi-aduc foarte aminte. Frumoasă, mă rog, nu era presiune, nu cerea nimeni performanță, dar am jucat o finală de cupă, din păcate. Doar, deci ce fotbaliști au fost acolo, incluzându-l și pe Hagi și pe Coraș, și, nu, oameni care au, Hagi a ajuns cel mai mare jucător român, nu? Plecam în turnee, aveam această facilitate extraordinară, plecam în turnee în Italia, în Turcia, în Spania, în Olanda, în Grecia. Reușise Mac Popescu să ne scoată să facem pregătire iarna, vara, în țările astea unde ne întâlneam. Am jucat cu Juventus, am jucat cu Den Haag, am jucat cu echipe mari din zonele astea. Și pentru noi a fost o experiență extraordinar de bună. Erai acolo când a venit Hagi, nu? E adevărat că a fost, păi, discuția, da, atunci, Hagi... Da, da, l-am chemat că nu-l cunoșteam. Era avea 17 ani jumate, cred, atunci, 18 ani. Și noi jucam remie, venisele de la echipa națională. Gino, el, Coraș și Terheș, parcă. Și noi jucam remie. Seara, pe la 11, ceva a ajuns. Și ia chemasem-o pe Hagi, l-am cu să-l vedem și noi. Da. Auzisem deja de... Ai bătrân, nu? La... Păi eram jupânul. Așa. Nu? E, și golgheterul echipei. Eram un golgheter, eram vechi, respectat. Noi n-am respectat foarte mult între noi. Nu ne-am bătut, nu ne-am înjurat, nu ne-am atacat nevestele. Deci nu, n-am avut de asta. Și a venit Gică tupeu de Macedon. Așa, bună seara, bună seara. Nu știu ce, tu înfipt. Da, înfipt, bravo lui. Iar a doua zi, a doua sau a treia zi, am jucat la Lipița, dacă nu mă înșel, cu o echipă de Liga a doua sârbească. Și a fost un corner, a bătut un corner scurt, eu așteptam centrare. Venea de la Lucescu, îți dai seama, cu combinații, a intrat pe interior și din colțul 16 metri a dat-o stânga în cimviclul ăla și a zis, ce dracu să-i mai zic, de ce nu l-a, da, de ce l-a centrat? Ca și lui Jegul, lui Bucurescu. Scăpa în dreapta și eu eram cu poarta goală și s-a făcut că centrează și a dat-o cu exteriorul în poartă. Și eu l-am luat la jurături, apropo de contra. Păi, de ce nu mai... Chiar dacă marcase gol, da, ca să știi că data viitoare, da, trebuie să paseze. Eu trebuie să dau golul, nu el. Că erai jupânul, da. 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 Și, dar, într-adevăr, aveam mergeam la facultate. 90% dintre noi eram încă studenți, o parte terminaseră, cei mai în vârstă. Mergeam în cursul săptămânii la facultate, ne vedeam cu colegii, atunci se lua la Indigo cursul. Aveam activitate de club sportiv universitar. Da. Efectiv. Apropo de Hagi, că acum tot timpul o să sărim de la una la alta, așa. Ce zici? Acum se tot discută dacă va pleca de la Națională contra. Crezi că se justifică revenirea lui Hagi? Cum ți se pare că face el treabă la viitor? Am să vin imediat la întrebare, dar în primul rând aș vrea să spun așa că Gică este egal fotbal. Da, spui, da, trăiește pentru fotbal, egal, e clar. Fotbal. El a reușit să câștige campionatul pentru că a format un grup. Vezi că individual, când au plecat copiii ăștia, nu prea au reușit. În schimb, la el, grupul, da, da, corect, a luat campionatul. Da. Corect observație. Gică Hagi, în 2001, când l-am adus, și aduc aminte un articol de-al tău în care spuneai 85% din populația țării îl vrea pe Hagi antrenor. Eu cred că e momentul ca toți să-l vrem pe Hagi antrenorul echipei naționale, dar să-l lăsăm într-o perioadă de un an jumate să creeze o echipă. Păi, Traian, atunci l-ai avut la națională. De ce n-ai reușit să-l ții? A plecat după 5 luni, nu? 5 meciuri, nu, Luni. Am pierdut calificarea. Cu Slovenia, am venit, am discutat, după un meci acolo care trebuia să câștigăm 3 goluri diferență. Da, mi-aduc aminte, la Ljubljana. La Ljubljana. A venit, am discutat. Nu ne-am înțeles anumite coordonate, nu sportive. Da, da. Nu sportive.
Îmi pare că n-a rămas în continuare, pentru că sunt convins că Gică, chiar dacă n-avea experiența de acum, chiar dacă de-abia se formase... Da, era practic prima lui încercare ca antrenor. Sunt 18 ani de atunci. El de-abia terminase de jucat, vorba aia. Tocmai. Dar e un om care, prin pasiunea pe care o are și cunoștințele care le are și exemplele dinainte, vedeți că tot timpul face referire la Cruyff, tot timpul vede pe Guardiola, îl vede pe ăla cum pregătesc. El a reușit și a transmis grupului lui de jucători și se vede că joacă în campionatul nostru ceva. Are, grupul are o filozofie, are, o idee. Corect. Bun, deci, spune-mă, te rog. Eu cred că Gică Hagi ar trebui să fie antrenorul echipei naționale, sigur, în momentul în care postul devine vacant. Adică dacă, să lăsăm pe contra să-și deci termine... Deci dacă ar fi acum, dacă tu ai fi din nou președintele Federației... Da, l-aș chema la discuții. Da, l-ai chema la discuții. Bineînțeles. Da, apropo de asta cu președintele Federației, sigur, o să discutăm fără... Nu vreau deloc ca această emisiune și, în general, emisiunile de aici să fie, cum să spun... niște demersuri împotriva actualei administrații. I-am, de altfel l-am invitat pe președintele Burleanu la emisiune, oficial, i-am trimis o hârtie. Dar altceva vreau să te întreb. Acum, dacă ai vrea, ai mai putea să candidezi la federație? Ca nu mai știu ce vârstă au pus acolo în statut. Că știi că au tot manevrat, ba două mandate, ba trei mandate, nu știu dacă au cumva umplat la vârstă. Știu că la UEFA, mi-aduc aminte că erau 65 ori 70 de ani, cred că 65 de ani. Am depășit vârsta și nu mai am răbdarea necesară să revin să... Păi bine, acum nici nu poți. După părerea mea, nu. După cum știe să-și organizeze alegerile, și asta e un compliment, nu o critică, Burleanu va fi președinte atâta timp cât va dori el. Pentru că bănuiesc că modifică și... Statutul se poate modifica fără doar și poate... Și să fie pe viață. Dacă e să mă iau după Dan Andronic, bineînțeles că, indiferent cine ar candida, ar fi candidat sau ar candida, n-avea nicio șansă. Inclusiv eu. Da, pentru sigur, că, acum, în pentru că în biroul Maior, ce spunea Dan Andronic, în biroul Maior s-a făcut declarația lui George. Da, acum... A fost o chestie foarte frumoasă, scrisă de Dan Andronic, ce dumneavoastră m-am dus într-o vizită la... Avea o relație bună cu Maior. Și beam un whisky acolo, stăteam de vorbă și apare și Coldea. Și a pus un vin și el acolo și am întrebat între altele, bă, dar ce cu fotbalul ăsta? Cine o să fie președinte? Popescu, ce cu el? Zice, nu, Coldea, o să fie Chivorchean. Și a intervenit George Maior și a zis, băi, nu vă băgați aici, că aici trebuie să fie Burleanu. Deci... E scrisă de... Da, bun, acum, cinstit fiind, tu n-ai cum să reclam că tu ai fost 25 de ani președinte, nu? Nu chiar 24 de ani președinte. Nu e vorba de are. Doamne ferește, să fie sănătoși, să fie atât, să fie sănătoși, restul treaba lor ce faci. Numai că, vezi, sunt o serie întreagă de lucruri care duc la o chestie chiar... Domne, vii să spui despre ea dinainte. Nu e frumos. Păi, eu ce vreau să vă spun? Că am avut 6 calificări la 17 ani la turnee finale. Da, la turnee finale. Că am avut la 19 ani 2. Nu mai spun elită. Elită eram în fiecare an. Ei se laudă acum Cocoșilă, îl văd pe Cocoșilă, ce dumneavoastră, am fost la 6 elite. La ce ați fost, mă? Păi elita nu contează, bă, frate. E vorba despre Stoichiță. Stoichiță, da, e Cocoșilă. Stoichiță e Cocoșilă. Elita nu, turneul final contează. Bun, eu altceva vreau să spun, Treane. Și îți mai spun un lucru. Bă, văd niște lucruri care pur și simplu... Deci am fost obligat de FIFA și am introdus în statutul din 2011 ca acele cluburi de drept public să se transforme în 2 ani de zile în drept privat. Văd că 80% din fotbalul românesc e finanțat de primării, deci de stat. Ceea ce nume... Dă-le terenuri, stadioane, să plătească o chirie modică, organizează competiții de copii, vorbesc de primărie aici, de administrație locală, dar nu să ruptă Hagi, Becali, după la Cluj, omul ăla... Da, oameni care bagă, care bani bagă de la banii lor... Ei cu banii primării, banii statului. Cu statul, domne, cum ar fi. Corect. Și Ministerul de Interne sau Ministerul Apărării să vină
Păi tăia după stradă miliția, cum s-a procedat pe vremuri. Da? Acum eu nu știu când s-a schimbat guvernul, dacă tu n-ai avut pretenții prea mari cu legat de pensie, de salariu. Dar ei au greșit față de tine, am după părerea mult, mea, dar asta e. Că nu te-au susținut, erai membru în comitetul executiv. Aveai două mandate, nu? Ai avut două mandate. Am avut două mandate. Puteai să devii vicepreședinte UEFA. Sigur că era o funcție mai mult decât importantă. Era un câștig în două direcții. În direcția mea. Da, sigur. Că da. Aveam o poziție foarte importantă. Și doi, pentru fotbalul românesc, unde fiind acolo la împărțirea tortului o felie, da, sigur, la masa rezolvam eu. Da? Bun. Așa au considerat, m-au dat în judecată, mi-au făcut plângeri penale pe la DNA. Ce să facem? Asta e viața De ce te-au dat în judecată? Păi m-au dat în judecată cu contractul de rentă și am câștigat la fond. Și culmea e că la apel era tata unei angajate a federației, era în complet. S-a recuzat omul, dar a rămas cealaltă colegă și m-au făcut praf. Am pierdut procesul pe, nu pe probleme de legalitate, ci probleme de moralitate. Că am construit a doua clădire. Și că vezi, Doamne, am construit clădirea aia pentru președintele de onoare. Doamne, e posibil ca o instanță să spună așa ceva? Nu, de fapt, să susțină, declarația sau cererea asta de la federație. În sfârșit, și am pierdut procesul, am dat tot ce am primit de la federație 4 luni de zile, am dat bani înapoi, 40.000 de lei, am plătit inclusiv onorariul avocatului lor, vreo 20.000 de lei. Nici o problemă. Bine, eu repet, cred că era, nu cred, sigur că era în interesul fotbalului românesc să avem un reprezentant la cel mai înalt indiferent nivel cine. În UEFA, indiferent cine. Ori se ajunge foarte greu acolo. Tu erai și după părerea mea trebuia să fii sprijinit ca să Ovidiu, rămâi 2020, sau să devii 2020, chiar vicepreședinte. 2020. Am început acțiunea în 2011. Eu și numai eu am făcut o scrisoare adresată lui Michel Platini, una și una lui Infantino, care era secretar general. Și am primit răspunsul lor foarte pozitiv. Erau încântați că România, că nu știu, tocmai terminaserăm stadionul, da? Am jucat în 2012 Europa League, finala, deci... Scopul, am găzduit-o, n-am jucat. Am găzduit-o, pardon. Gândul meu a fost unul singur. Dom'le, am văzut ce e în Portugalia, am văzut ce e în Spania, am văzut din 90 Germania, nu mai spun Italia, nu mai spun Germania și toate celelalte, da? Și am zis, dom'le, cu ocazia asta, în 8-10 ani de zile, se dezvoltă, Doamne, iartă-mă, autosăzile astea și trenurile rapide. Nu stadioanele, că stadioanele sunt nimic. Din păcate, statul român, chiar dacă atunci am avut o echipă formidabilă, să știi. Eu nu-i ridic lui Oprea sau lui Ponta, nu le ridic statuie, dar guvernul Ponta, sau Ponta, mi l-a dat pe Gabriel Oprea, care a primit de securitate, ce era el pe acolo, și care s-a comportat extraordinar în interesul României, legat de grupul de lucru pentru acest campionat european. Dom'le, formidabil. De câte ori am avut nevoie, am fost primiți, au fost chemați toți miniștrii de care erau, aveau atribuții. Aeroportul, ce să spun, cei de la primărie, a fost o colaborare extraordinară. Poate că s-a păstrat și mai departe. Cred că a fost bine că Gică Popescu a fost cooptat la guvern. Nu știu că s-a mai implicat federația, pentru că... Treane, hai să rezumăm. Nu, dar 2020 este un obiectiv. Dacă tu nu erai la UEFA, primeam ceva în 2020? Nu primeam multe. Și nu spun numai de mine, spun și de Ionuț Lupescu. Da. Și eu nu zupesc, să nu uităm că am făcut în 2011 campionatul european de 19 ani. În 2012 am avut, când am organizat în județul Ilfov, da, cu președintele Consiliului Județean Rădulescu, cu toți primarii, Minea, cu Ghenu, de la Berceni și așa mai departe. S-au făcut niște investiții în stadioanele alea pe acolo, a fost o chestie frumoasă. Bun, hai că să... limpezim și aspectul ăsta. Toată lumea zice, domnule Mircea Sandu o duce bine numai la federație, pentru că a câștigat foarte bine cât a fost membru în comitetul executiv și acum are o pensie
grasă de la UEFA. Ce e adevăr și ce e exagerare? Deci, deci ca membru al Comitetului Executiv primești o indemnizație lunară, anuală? Cum e? Anuală. Cât? N-am, cum să vă spun, sunt bani buni, n-am acordul lor să, spui. Să spun și atunci nu pot să spun cifre, dar primești o indemnizație anuală. Cât timp ești membru al Comitetului Executiv? Bun. După ce nu mai ești, cazul după tău... ce nu mai ești, dacă ai 4 ani, nu primești nimic, ca și... Deci dacă ai retre. Un singur mandat, de, nu primești de retrage, nimic. Nu pensie, e un fond de retre. Așa. Da? Dacă ai 8 ani, 12 ani, 16 ani... Tu ai avut 8. Eu am avut 8 și am, pe 8 ani de zile primesc o sumă anuală de la UEFA. A, deci primești atâta timp cât ai fost cât în Comitetul da. Executiv. Da. Dacă da. Ai fost 16 ani sau 20... Primești pentru 16 primești? Ani, pentru 20 de ani și așa. Deci peste... Câți ani? Peste 3 ani nu mai e nimic. 2015-2023. Da. Da. Peste da. 4 ani. Bun. Eu recun... spre deosebire de Federația Română de Fotbal, UEFA are o recunoștință și o recompensă pentru activitatea care e depus-o acolo. Nu mai spun că eu am fost din 92 la, și la UEFA și la FIFA în comisii. Deci da. Foarte mulți ani, dar nu aia a contat. Dar iată că, așa cum îți spuneam și mai devreme vis-a-vis de renta viageră, eu ca un care s-a prăpătit, din păcate, avea și el o rentă consistentă, era invitat la toate ședințele Comitetului Executiv, la toate marile evenimente, finale de cupe europene, finale de campionat european și așa mai departe. La noi... Bun, da, înțeleg că nici cât e pensia asta, nu pot să spui. Nu, n-am, deci ți-am comunicat că... Trebuie să-ți spun să ceri permisiunea. N-am, dacă n-am, nu pot să... Asta este. Dar, într-adevăr, am primit și primesc niște fonduri financiare de la UEFA. Încă 3 ani, încă 4 ani. Încă 3 ani, da. Bun, relațiile cu federația? Mai zero. Ai vreo relație? Mai... Zero. Te invită pe niciodată. Undeva, la meciuri, adică... Nu. Dar de ce s-a ajuns la această ruptură? Nu, Ovidiu, asta e. Sunt oameni la putere, treaba ei își coordonează, își conduc, decid și cu asta basta. E păcat. Adică, păi eu cât a fost Mircea Angelescu, cine... președintele de onoare a Federației de Fotbal, mă purtam cu Nea Mircea ca și cu un om, pentru că am avut de învățat și aveam în continuare un om pe care mă puteam sprijini cât timp a fost sănătos. După aia se exprima mai greu, au avut probleme, da, dar da, da. Și atunci am avut grijă de el, fără doar și poate. Nu numai eu, și cu Cristi, și cu cei care era mai Marian Albu, care era mai vechi în Federație, Belacașe și așa mai departe. Deci e păcat că n-avem mulți oameni cu experiență. Nu, să nu spun valoroși, că ar zice lumea că... Da. Bun, dar știi ce se întâmplă, Traiane? Nu pricep de ce s-a ajuns la... Cum sunt? La această prăpastie. De fapt, ei ce îți reproșează ție de nu vorbesc cu tine și așa mai departe? Dacă am fost tu ce le reproșezi? Dacă am fost dat afară din birou, dacă am fost dat afară din Mogoșoaia, am fost pus să plătesc spălarea echipamentului, că făceam și eu, intram de 2-3 ori pe săptămână, plăteam... Te pregăteai tu la sală? Da, mă ceam la sală și plăteam accesul, deci la sală 150 de lei pe lună, și plăteam spălatul echipamentului, nu știu, era 40 de lei pe zi, sau de. Și până nu te-au mai primit nici acolo? S-au închis porțile. Mi s-a transmis că nu mai pot să... Mai sunt echipele ca au antrenamente. Vrejel de astea de la mine țin astea. Da. Să fie sănătoși, Traiane. Cât or fi acolo... Da, spune-mi altceva. Crezi că este pornirea lui Burleanu împotriva ta sau... La urmă urmei, Burleanu să mă ierte. Burleanu este parașutat în sportul ăsta. El n-a avut practic nicio legătură cu fotbalul când a venit. Nu, domne, e al serviciilor, a cui să fie. Bun. E cineva în spate care îl montează? E cineva care l-a întărâtat împotriva ta? Vedeți și voi pe la televizor. I-ați mai văzut și voi pe la televizor când s-au deplasat. Bine, asta cu deplasările, iartă-mă. Eu am tot scris că îi plimbă pe membrii Comitetului Executiv ca pe Sfintele Moaște peste tot. Dar asta de la tine e. Tu i-ai învățat asta. Nu pe toți și nu tot timpul. Dar nu, la ei acum este regulă. Toți membrii Comitetului Executiv. Mai fost și general de SRI pe acolo, prin Franța, când a fost campionatul european. Nu mai spun de politicieni și ce
luptăm împotriva politicului, că n-are cum să se implice politicul la noi în fotbal. Dar te uiți prin poze și vezi pe acolo pe politici. Da, e adevărat. Aici dar e să fie sănătos, doar așa, ca glumă. Bun. Dom'le, dacă ajunge acum, apropo de știința și băi, un Bela, un Mihalache, așa, din exterior, Sandu, măcar să... Băi, uite, facem obligativitatea fotbalului feminin la Liga 1, dar cu ce ajuți? Păi vină cu ceva. Vină cu ceva. Le dai echipament, nu știu, nu plătesc arbitrii, fă-le ceva. Acum și 15 ani. Echipă de 15 ani. Păi și între 15 ani și echipa de seniori e un hău. Sau până la 15 ani, unde joacă? Da, de aici unde trebuie un program, unde îi duci? Trebuie un program făcut mai atent un pic. Dom'le, la 10 ani, la 12 ani, fetele de la handbal mai selectesc. Eu mi-aduc aminte când s-a jucat, știi, și tu la fel de bine, pe 23 august, înainte de finala cupei, câteodată se mai juca un meci de fete. Erau handbaliste de la diverse echipe care, înainte în deschidere, se făcea un astfel de meci. Și Rodica și Clovan, în anii 90, a fost de-a trei ani, era Mihăilescu și Rodica și Clovan, care ei au fost promotori și i-am susținut pentru a crea, a recrea campionatul de fotbal feminin în România. Și Rodica și Clovan chiar au organizat destul de multe turnee interșcolare, Părăsarea Floreasca. Da, ei era sufletul fotbalului feminin. Da, conducea comisia, că era și pe vremea comisia. Era o comisie, sigur. Că nu știu, mai trăiește Rodica și Clovan? Da, da. Mai trăiește. De câte știu, da. Bun, pe mine m-a călcat pe nervi una dintre chestiunile care m-au iritat, să zic așa, e cum a venit Burlanu, a zis organigrama federației pe vremea lui Mircea Sandru era obeză. Acum, în organigramă sunt 25 de oameni, mai mult decât erau pe vremea ta. Iar fondul de salarii este mult, mult mai mare, mult mai umflat. La atunci, n-am mai fost... Gură, adică, cum să spun, nu te dezici de Mircea Sandu, nu-l înjuri pe Mircea Sandu, iar tu faci mai rău decât făcea Mircea Sandu. Adică măcar taci din gură, ai decența și... N-am mai avut preocupare, nu m-a mai interesat situația federației și nici nu mă interesează. Vreau să spun că în cuvântul meu de instalare a acestui băiat, le-am spus foștilor salariați să slujească așa cum au slujit și pe mine. Adică cu corectitudine, cu dăruire, cu... erau niște oameni foarte valoroși la federație. Mi spun... N-a mai rămas niciun. A rămas atunci Filimon și a fost pentru ei un mare ajutor. Dar astăzi nu mai e nimeni. Cred că mai sunt două, trei dintre fetele care au prin secretaria sau la financiar, departamentul internațional, cred. Restul nu știu, n-am. Paul Zaharia știu că mai e... Da, Cojocaru. Cojocaru cu securitate. Am auzit că mai e pe acolo... Probabil sunt până în 10, probabil. Până în 10. Da, e normal ca cel care vine să-și facă echipa, numai că demagogi de școală nouă să... Vorba ta, că sunt mulți, dar noi ne mulțim mai de două ori. Nu, dar dacă e așa, măcar taci, adică nu spune, știi? Tu spui că ai făcut și tu destul de greșeli, ajungem da, și la cum ele. Să nu faci? Ajungem așa și la viața. Ele. Tu spui, eu n-am să fac niciodată ce a făcut Mircea Sandu. Chiolhane când venea ședința de comitet executiv. Acum toată lumea vine, stă gratis, mănâncă, bea. Sunt chiolhanele mult mai mari decât erau, mult mai ample, decât mai populate decât erau înainte. Da, am făcut greșeală, dar am lăsat 6 milioane jumate acolo și au avut de unde. Bine, aici e o altă discuție. Pretinde că ai lăsat vistieria goală. Tu zici că ai lăsat 6 milioane jumate. Dar Ministerul de Finanțe nu au fost depuse bilanțuri, balanțe, cum adică? Controlabil. Eu vorbesc de absolut tot ce este la vedere. Deci tu susții că la plecare ai lăsat în buget 6 milioane jumate. Bineînțeles. În jur de 6 milioane, nu mai știu chiar exact. De euro vorbim. De euro. Da. Nu. Păi domne, sigur, eu mă așteptam ca Gica Popescu să fie cel ales. Din păcate, s-a decis în anumite birouri pe cine să aresteze și ca și în politică, nu vezi? Da. Arestează pe unii ca să iasă alții.
în sfârșit. Cum a pierdut euro alegerile, pe Dragnea l-a arestat a doua zi. Și gândul meu a fost, domnule, nici nu măresc salariile angajaților, vine Gică Popescu, adică toată lumea știa că Gică Popescu e favoritul, da? Vine Gică Popescu, zic, intră și el mai bine, se împrietenește mai bine cu angajaților, crește el salarii, nu știu. Dar a fost banii acolo și verificabil. Orice leuț al Federațiilor de Fotbal este verificabil, fără dubii. Bine, eu bănuiesc că ei au făcut un audit. Dacă vreo patru. Era, dacă era vreo ceva, patru. Nu, nu. Te-ar fi și legat. Adică nu era o păi au încercat, încă mai încearcă, dar vreo patru, nu unul, au făcut. Că nu le-a convenit, că nu le iese. Dar nu, aici nu e vorba despre Mircea Sandu ca individ. Aici e vorba de fostul președinte care, mă rog, ar trebui antrenat ăsta. Plus că față păi de mă antrenez, individual. Să ai mai mult respect totuși. A făcut ceva, a făcut și greșeli, ajunge imediat. Dar a făcut ceva. Ovidiu, sediu Federației, am jucat, Ovidiu, am 50 de ani de fotbal. Eu când am făcut 50 de ani de fotbal la 62 de ani, am zis stop. Eu am început la 12 ani și am terminat la 62 de ani. A, apropo de asta, când a ajuns Burleanu, a devenit Burleanu președinte și când a candidat Mircea, cum îi zice, Gică Popescu a doua oară, tu te-ai retras de bunăvoie, din proprie inițiativă. Da. De ce n-ai mai vrut să continui? Explicația la vremea aia a fost că mama ta, pe care tu ai iubit-o foarte tare, da, și e bine ca toți să ne iubim mamele foarte tare, te-a rugat să nu mai candidezi. Familia, întreaga familie, pentru că am primit semnale că după ce am câștigat acel proces cu loteria, și astăzi am procese pe rol, a început teroarea. A început teroarea. Pe familie. A început teroarea. Și am înțeles în 2010 că dacă eu nu ies să-mi anunț renunțarea la mai candidat la un mandat pentru președintele Federației, m-a așteptat la mandat. Și dacă vă uitați la o emisiune după Realitatea TV de acum vreo luni de zile, Mititelu a și spus că a fost la Nariță, la procurorul de caz, care i-a spus că a doua zi ne arestează pe mine și pe Dragomir. Asta era prin 2011. Pentru dezafilierea Craiovei. Adică, fă-mă să înțeleg. Ovidule, ți s-a Federația sugerat că e mai bine să retragi. Federația Română de Fotbal, eu, de fapt, că m-am luptat chiar și cu cei de lângă mine, de unul singur aproape, am deschis în 2003-2004 primele procese împotriva Loteriei Române și a caselor de pariuri. Așa. Adică a Ministerului de Finanțe, una peste alta. Am angajat case de avocatură, o casă de avocatură, am angajat un profesor de la Politehnică, un ITist foarte bun, am închiriat un apartament și a reușit să intre în parolele celor de la casele de pariuri și am reușit să descoperim toate casele de pariuri și cum făceau cu banii. Și ne-am dus către cei care le-au dat licență și ei au anunțat și au închis imediat și au dispărut. Și m-am luptat și singura federație și singurul președinte care a reușit să deschidă un proces pe legea 69, unde 20% din casele concursului pro-sport reveneau federațiilor pe ramură. Deci singura federație, singurul președinte am fost eu și am reușit și am câștigat într-un final, nu știu, 20 ceva de milioane, nu mai contează, am câștigat procesul. Din care ai luat și tu o parte. Am luat și eu premiu, corect. Am muncit pentru asta, am adus și bani de acasă la un moment dat pentru niște avocați. Și s-a spart pușculița cuiva și atunci au început amenințările. Da. Da, deci ți s-a dat de înțeles că e mai bine să retragi. Ți s-a sugerat așa. Așa am simțit. Ca iată-mă că te întreb, că ai regulament, parcă ești Traian Tomescu. Da. Păi așa am fost obișnuit. Eu nu sunt un specialist. Umbli cu regulamentele acum. Nu sunt, tot timpul am umblat. Asta am învățat de la Nea Traian Tomescu, asta am învățat de la Mircea Angelescu să... Dacă da, e ceva să deschid cartea și să citesc. Scuză-mă, regulamentele nici azi nu sunt foarte bine puse la punct. Niciodată n-au fost și nu vor fi, pentru că sunt atâtea și atâtea neprevăzute care se întâmplă, încât trebuie să o iei repede și să o introduci. Acel da. Neprevăzut. Hai că tot
plecând de la regulamente, e în regulament de dezafilierea Universității Craiova, da, care știi că a fost un, deci vorbim de prilej de ceartă prelungită. Să o luăm aproape cu finalul. Curtea Constituțională a decis că el trebuia să ducă la TAS. El trebuia să ducă la TAS, domnule, dacă el urma calea recomandată de Comisiile Federației. Așa. Să se ducă la TAS, el nu încălca cu nimic statutul federației. Nu încălca cu nimic. Dar el a fost sfătuit să se ducă la instanțe și la procurori ca să ne lege pe noi. Asta a fost scopul, ca să vă fie foarte clar. Dacă el urma calea recomandată ca în 15 zile, cum a spus comisia, ultima comisie de recurs, să se ducă la TAS, nu pățea nimic, absolut nimic. El s-a dus la civil. Deci eu am fost informat de stângaciu. Eu habar n-aveam că Bihorul, Craiova și Bistrița s-au dus în instanța civilă. Interzis. De regulament. Interzis. Și de-aia ați dezafiliat-o? Da, bineînțeles. Adică dar tu continui făcut... să susții că dezafilierea a fost legală. Absolut. Regulamentară. Statutară, instanța s-a pronunțat și i-a și spus. L-a întrebat, de ce nu te-ai dus, domnule, la TAS? Instanța l-a întrebat, de ce nu te-ai dus, domnule, la TAS? Pentru că el a primit sfaturile să ducă la DNA și la instanța civilă cu noi ca să ne execute. Asta a fost problema. Păi uitați-vă că s-a disjuns acest dosar, Ovidiu. Pe mine și pe Dragomir ne-au dat la o complet, pe ceilalți membri ai Comitetului Executiv. Toți am avut un vot. N-am influențat pe nimeni. Și niciodată nu m-am dus la cineva să-i spun, fă așa ca mine. E bine, dar știi cum e, șefii răspund primii. Eu chiar am stat la coadă să văd cum este, să nu zică că influențez eu. Asta e culme. Chiar la acest caz. Da. Deci, mie îmi pare rău de Craiova. Eu am fost la un pas să joc la Craiova. Am și spus-o. Mă bucur că orașul are la ora actuală o echipă în Liga 1 și destul de frumoasă, care are un stadion nou, datorită acelei adunări generale care a decis să aloce un loc. Bun, Trene, da? Dar după aia acestei Craiova, Craiova i-ai dat un loc, de fapt două, direct în Liga 2. Și aia era regulamentar? Dom'le, adunarea generală, un membru al adunării generale a propus ca orașului Craiova, care a dat atâția jucători, fără îndoială, care are merite și public extraordinar, să-i dăm locul pe poziția pe care a fost Craiova lumii titelu în Liga a doua, că el retrogradase în Liga a doua. L-am reînscris în Liga a doua noi. Bun, nu. Și atunci Rapidului de ce nu i-ați mai dat? Sau Universității Cluj, echipe care s-au desfințat. Păi pentru că așa a fost momentul ăla atunci, probabil, adică, cu Craiova. Sigur că a hotărât adunarea generală, dar adunarea generală nu poate să hotărească ceva împotriva regulamentului. Poate? Nu știu dacă era neapărat împotriva regulamentului. Nu mai știu acum exact, 2000, cât a fost? 2012, cred că a fost. 2011. Sunt vreo 8 ani de atunci. În sfârșit, nu mai contează. Bine că și-a făcut și Mitelu echipă, bine că Mitelu a început să-și vândă terenuri, are bani, bravo lui. Da, înțeleg bine că își face și stadion. Foarte acum, bine, care sunt relațiile are cu Mitelu? N-am nicio relație. Nu vorbiți. Dar mă bucur că e Marcel acolo, care e un băiat deștept. Un băiat care e tobă de fotbal și care îl poate ajuta. Dacă... Marcel Pușcaș. Marcel Pușcaș, da. Și... cu Dragomir, care sunt relațiile? Normale. Ați scăpat amândoi, nu mai aveți nicio problemă, nu? Cu Craiova nu mai avem nicio problemă. Mai aveți alte probleme. Da. Bun, dar acum te-ai obișnuit cu procesele. Ți-aduce aminte că și pe noi ne-ai dat în judecat. Pe mine personal m-ai dat în judecat. Dar, Dumne, nu, da, m-am stai o clipă. Apropo, am mai retras acțiuni. Da, până la asta, ai fost 24 de ani președintele Federației. Hai să rezolvăm o problemă, să zic, personală. De câte ori mai lua cu avionul echipei naționale? Că sunt unii care mă tot înjură. Puțin, Ovidiu, hai să nu uităm că tu ai fost omul care ai reprezentat din punct de vedere... Bine, exceptând perioada în care ai am lucrat... Da, nu, ai dar după oficial. Aia, cazierist. Nu știu ce dacă domeni, nu știu dacă... Ce tu îi înjuri pe Burleanu că nu mai e Mircea Sandu care stea cu avionul. Deci tot ce am luat presă am luat contra cost. Păi tocmai, adică... Adică și-au plătit oamenii locul în avion. Nu știu dacă ai mai fost și tu printre ei, dar... De regulă nu. Am fost probabil făceam, odată, dar nu mai plătit. Sigur că făceam un preț rezonabil, sub nivelul unui transport pe cursele regulate. Sigur. Da?
Mai ales că noi îl plăteam deja zborul ăla și... Dar am vrut să fie o formă legală, sau cum să spune, oficială, în baza unei plăți. Asta e o prostie pe care o aud sau o citesc mereu. Ganițoaia îl critică pe Burleanu pentru că a fost omul lui Mircea Sandu, care îl lua cu avionul în deplasări. Ceea ce este o minciună. Acum ai spus că am avut vreo două procese pe rol. Păi da, hai că avem o imagine de la care a precedat unul dintre procese. Ia uite, ți-aduce aminte? Da, cu WC-ul ăla, da. Asta e. Am înghițit-o și am plecat mai departe. Cu asta te-am dat în judecată. Da. N-a fost nici din partea ta bine, nici din partea mea bine. E adevărat, acum privind din urmă, cred că am exagerat. Adică asta să e. Pui cumva WC-ul mai greșit în gură e prea mult. Dacă ne recunoaștem greșelile, am câștigat deja. Și asta e corect. Ce să mai vorbim? Deci am rezolvat și conflictul cu Mititelu. Păi n-am vorbit deloc de fotbal. Sau prea mult n-am vorbit de fotbal. Am vorbit de bani, de pensie, de nepoți, de... Cum e azi? Te mai uiți la meciuri? Te mai duci la meciuri? Mă mai uit. Nu mă duc la meciuri. Am fost la voluntar de vreo două ori. M-aș fi dus la loturile de junior, dar am un nod în gât, sincer. Alea ar fi singurele meciuri la care m-aș duce cu mare plăcere și nu aș avea nicio emoție. Din păcate, inclusiv campionatul, care și-l vedea la un moment dat că trebuie restructurat cu 14, nu spune mare lucru. Cu această scădere a numărului de puncte, ca să dai posibilitatea să revină unii care sunt prea multe puncte între unii și alții, adică, lasă, dom'le, mi-am câștigat dreptul pe teren, au venit spectatori, au plătit bilete, m-am dat prime, de ce mi-ai puncte? Deci nu ești pentru... Nu. Eram pentru sistemul cu play-off. Eram pentru play-off, dar nu cu scăderea de puncte. Dar adică la urmă, să se continue cu același număr de puncte. Ovidiu, trebuie să recunosc și meritele unor oameni mai bătrâni din fotbal. Am făcut 16 echipe la un moment dat, dacă ți-a aduce aminte. Da, sigur. Dom'le, dacă nu m-au certat ăștia din cooperativă, de m-au spart în două. Cooperativa care, nu? Toată presa spunea cooperativa. Nea Jean, Gigi Ștefan, care mai erau pe acolo. Băi, cum ne-am calificat la europene și mondiale? Cu 18. Păi nu vedeți că nu ne mai calificăm cu 16. Deci era o competiție cu 18 echipe, cu unele mai bunicele, mai puțin. Nu am nimic cu Ilfovul și cu comunele din jurul Bucureștiului. Dar eu aș fi văzut aici o singură echipă. Consiliul Județean, dacă tot se implică administrația, să găsească, să facă o întâlnire cu primarii din Ilfov, să găsească că sunt bogate și Otopeniu, și Voluntariu, și vorba aia, Buftea, Mogoșaia, Chiajna. Da? Și Chiajna. Au atâtea societăți pe teritoriul lor, aeroportul și așa mai departe, să facă o echipă reprezentativă cu fonduri private, cu sponsori, cu toate astea. Ușor făcea 10 milioane pe an buget, fără niciun fel de problemă. Lua cei mai buni jucători și se bătea acolo sus. Așa au fost ambițiile primarilor din micile. Da, fiecare economii. Primar a vrut să arate că e mai focoș. Și n-am făcut nimic. Decât celălalt. Și Brănești și chiar n-a adus-o mai mult chiar. Voluntariul are probleme și așa mai departe. Deci, haideți să reîntărim echipele într-un anumit fel. Nu știu, Dinamo are probleme. Numai ministerul n-au putut să facă stadionul. Dacă știam, îl duceam în regie. Propuneam regia să refacă stadionul. Am vrut progresul la un moment dat, dar Ministerul, Banca Națională e proprietar și nu s-a putut intra. Da, acolo e o chestie facem, greu de ca înțeles. Ca să facem progresul. Da, era Dinamo în centru, era progresul zace, în centru. Stadionul ăla, cum zace și terenul de tenis. Mă bucur de Rapid și chiar mă bucur de cel de rugby de acolo, din centru, de la Tineretul. Dar mă bucur de Rapid că se reface, vorbea, făcutul numai este 28, dacă nu mă înșel, stadionul respectiv. Da bine, acum Rapid o să va avea stadion, dar deocamdată n-are echipă. O să își formeze ușor, da, ușor. Bine, sunt și mari pretențiile, totuși e o nou promovată, dar așteaptă, nu vrei tu să... Eu cred că Mircea Lucescu o să aleagă la un moment dat între Rapid și de... Da, să vedem. Sau alege a treia variantă, să plece în China. Eu cred că nu mai vrea Neni să plece și în China. Și atunci, că ei au trăit o viață frumoasă, ei doi. Au fost împreună peste tot, da? Auzi, acum vorbeam despre cooperativă. Știi că ești acuzat că n-ai guvernat-o, dacă ai tolerat-o. Ovidiu, n-a fost nicio cooperativă, astăzi putem să... Oamenii ăștia n-au avut interese financiare. Oamenii ăștia au avut interes să-și păstreze locul în Liga 1. N-a fost corect ce au făcut, în detrimentul altora,
și au făcut înțelegere. Mă bat la tine, te bat la mine, ceea ce s-a costat. Eu niciodată n-am putut să fac o probă. Că Pădureanu a murit mai sărac decât toți. Absolut. N-am putut, că voi m-ați certat pe mine. Dar eu n-am putut să produc o probă, pentru că n-am aparate de ascultat, n-am ce mi-au făcut ăștia mie de la SRI și DNA, m-au ascultat, m-au fotografiat, m-au filmat. Crezi că te-au ascultat? Mi-au trimis acasă, cum să nu. Și ți-au trimis acasă? Da, până în 2017. Te-au trimis acasă că te-au ascultat? Mi-au trimis, da, este obligat să lege, să-mi scrie că... A, că ai avut telefonul. Telefonul, video, ambiental, toate astea, așa. Deci... Federația n-avea nici dreptul legal și nici mijloacele legale de a-i înregistra pe ăștia ce discută și cum discută. Și atunci, spune și mie, dacă Comisia de Disciplină se pronunță... Mie s-a vrut că dacă se dacă Comisia de Disciplină se pronunță... Dar am tot făcut, apropo, prin declarațiile mele, dar nicio instituție n-a... Bun, Comisia de Disciplină, să spunem că dă meci pierdut uneia dintre ele. Cum am făcut cu, dacă ți-ai aduce aminte, cu Dinamo cu Piatra Neamț. Da, a fost. Și am mai văzut eu un meci Rocar cu Petrolul. Am văzut cu ochiul meu de fost fotbalist, da? Și am spus domnului Blat. Păi bine, mă frate, și care-s probele? Că toată lumea cere probe. Da, să aduci dovezi, nu merge. Da? Ei, așa și cu ăștia. Sunt convins că și-aranjau între ei meciurile. Dar, ce, că se dădea un jucător deoparte? A, era problemă. Da, sigur. Era greu de demonstrat. Așa deci, este. E clar că s-au făcut. Și s-au făcut peste tot în lume. Hai să nu fim noi, numai noi suntem corupții lumii. S-au făcut și în Italia, s-au făcut și în Germania. Vedeți că noi cu Anglia, Irlanda nu ne-am calificat când au făcut. Da, sigur. Austria, Germania și așa mai departe. Toată lumea a făcut. Ne-am luat de amărâți ăștia. Noi știi că țineau și ei Bistița și Neamțul și... Da, cum au dispărut ei personaje. Cum au dispărut ei, a murit și în fotbal. Și la Bistița și la Piatra Neamț. Nu sunt pentru, dar acum chiar așa noi. De bine de rău, uite, Bistița a jucat în cupe europene și n-a făcut-o rău. Îți n-a ce aminte Petrolul, Brașovul la un moment dat. Da, da. Cu Inter, da? Bun, hai să mai trecem la echipa națională. Ce zici? Ne calificăm la 2020? La 2020? Dom'le, sunt șansele mici. Eu spun așa... maxim 10%, joci cu Suedia care ți-e superioară, joci cu Spania care nu poate ultimul meci acasă pe Metropolitan să-ți dea un punct, că noi toți cerșim un punct. Noi zicem ne dă Spania, nu ne dă nimeni, nimeni nu mai dă azi. Păi ce să... Am dat-o pe aia cu Olanda că s-au dat deoparte chipurile la campionatul european și aiurea s-au dat. Nu s-au dat deoparte, stați liniștiți. Era o echipă care a schimbat 8 sau 9 jucători din toată echipa care era calificată, Olanda, da, în 2008, iar noi eram vai de mama noastră, nici mai puteam să stăm în picioare. După ce făcuserem două meciuri acolo, bune. Mare nedreptate i s-a făcut lui Pițurcă. Absolut. L-am înjurat după absolut. Aia, deși a avut absolut. Un campionat european bun, una peste de calitate. Și dacă dăm golul 2 cu Italia, avem șanse mult mai mari. Bun. Suedia e o echipă care aici vine ei pot să nu piardă. Îi poți să nu pierde și mai joacă acasă cu Malta după aia, dacă mă știu. Sau cu Feroe, nu mai contează. Cu Feroe. Da. Deci, ei au acum câte au? 15. Da, da. Deci, noi, nouă ne trebuie neapărat ne trebuie... victorie cu Suedia și meci egal în Spania. Deși dacă batem Suedia, e foarte greu în Spania. Nu spun că e foarte greu cu Suedia. Să nu uităm că și Suedia și Norvegia puteau să ne dea, când am jucat acolo, 3-4. Da, am avut noroc 3-4. Acolo, e adevărat. Am avut, am avut și aici. Am avut un Tătărușanu în această campanie, un jucător excepțional și sigur, cel mai constant jucător și care a salvat așa foarte este. Mult. Din păcate, noi am făcut 2 puncte din 4 meciuri. Deci tu ești mai degrabă sceptic. Nu că sunt sceptic, sunt optimist de felul meu, dar nu văzând cum realist, am jucat... Adică sunt realist, da. Văzând cum am jucat meciurile, inclusiv cu alea mici. Inclusiv cu alea mici. Să nu ne păcălim că am bătut 3-0 pe... Feroe am bătut în ultimul sfert de oră. Da. Am jucat execrabil până atunci. Bun, tu spui că dacă va rămâne vacant postul de selecționer, l-ai pune pe Gică Hagi. Da, noi avem un antrenor care ar veni pe jos la Națională. Hai să vedem imaginile și declarația. Și dacă ar fi să fie...
ce să fie? Adică să plece contra, să fie silit să plece sau... El e un om, e un tip orgolios și nu, bine face. E un antrenor bun, eu niciodată n-am... Bine, dacă ratează calificarea, el a declarat că pleacă. Da, nu pot să refuz. Bun, da. Ai venit? Da, pe jos. N-ai cum să refuzi așa ceva. Pentru mine, vă dați seama, echipa națională să fii să... Echipa poporului este echipa, nu, n-aș putea să... E țara mea, e România pentru mine. Eu și la o echipă de club care și-ar dori să facă performanță și aș fi fer convins că aș putea să fac performanță, m-aș întoarce în fotbalul românesc. Fotbalul românesc mie mi-a dat tot. Eu niciodată nu o să uit. Indiferent că am câștigat bani în ultimii ani, atât în golf cât și în Turcia, dar pentru mine România e România. N-am. Păi da, dar ești conștient că dacă ai venit la Națională ai câștigat mai puțin decât la Gaziantep. Nu mă interesează partea materială. Nu m-a interesat nici anul trecut. Cum zice românul, deja ți-ai legat măgarul, n-ai nicio problemă. Neovidiu, eu anul trecut, acum că nu ne mai ascundem de cifre și știu că îți place să știi cifre, anul trecut aveam 2 milioane pe an. Eu câștigam 2 milioane așa. De dolari pe an. Și am venit în Turcia și câștig 600 de mii. Bun. Acum să spun ceva, că tot l-am văzut pe Șumi. În 1968, în 1988, 87, m-am ocupat de juniorii sportul studențesc. Și pe aici, pe Andone, eu i-am adus la sportul studențesc de la mașini unelte, mașini grele. Era un antrenor, Fane Marinescu, care jucase pe la Progresul. Da, da. Și le-am dat niște echipament cu Neagică Banciu. M-am rugat de el, domne, să dau niște... Și i-am adus pe amândoi și pe aici, pe Andone, i-am adus la sportul studențesc. A, îți place și Mudica? Îmi place, numai că echipa națională el e cam prea vulcanic. Da, e prea spectaculos. Dar e un antrenor care are o carte de vizită bună. De ce să nu zicem? Peste după unde a umblat, s-a făcut. Echipa lui s-a comportat bine. Da. Treane, îți mulțumesc din suflet. Domnule și domnilor, încheiem aici. Și eu mulțumesc aici. De invitație. N-am mai fost. Am zis că nu prea mai merg, dar la tine n-am putut să te refuz. Eu îți mulțumesc mult că... 50 de ani. Mulțumesc de mult că ai venit. Terminăm aici. Noi ne revedem miercuri seara. Până atunci vă urez tuturor, doamnelor și domnilor, să vă meargă cât mai bine. Seara bună.